Bună, dragii mei, bine ați revenit în bucătăria mea. Astăzi voi face un chec guguluf, o specialitate din Austria. Se face foarte ușor și repede, este ceva delicios. Îl puteți servi la cafeluță, la ceai, este binevenit oricând. Voi avea nevoie de 5 albușuri, 5 gălbenușuri, 6 linguri făină, 5 linguri zahăr, o lingură jumate cacao, 3 linguri ulei, 2 pliculețe zahăr vanilat și fulgi de migdale. Prima dată o să pun în albușuri puțină sare și mixez. După ce au devenit pufoase, o să adaug zahărul în ploaie, puțin câte puțin. Adaug și gălbenușurile, unul câte unul. Pun și coajă rasă de lămâie, cele două pliculețe de zahăr vanilat, amestec în continuare, mixez. Am terminat cu mixerul, pun uleiul. Amestec cu un tel sau cu o lingură de lemn, cu ce aveți. Pun și făina, puțin câte puțin. În această formă specială pentru această prăjitură, am uns-o mai înainte cu puțin ulei, pun niște fulgi de migdale pe fund. Într-un castron o să pun puțin din această compoziție. Să-i pun cacao. Pun cacao și amestec. Pun compoziția în formă, o pun pe cea albă prima dată. Apoi cea cu cacao. O dăm la cuptorul încins la 180 de grade pentru 30 de minute. Ia uitați, s-a copt foarte frumos. Am răsturnat forma. Am lăsat prăjitura să se răcească cam 10 minute. După aceea
Am pudrat-o cu zahăr. O să o taie să vedeți cum a ieșit. Este foarte pufos. Acesta este checul meu Guguluf. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați că vă aștept și data viitoare tot aici în bucătăria mea.